Binecuvântarea de a avea un copil atrage și o serie de aspecte legislative care trebuie puse la punct chiar de către părinți, așa cum este și cazul înregistrării copilului. Pentru ca certificatul de naștere să poată fi eliberat, este nevoie de mai multe documente. Iată care sunt acestea. Înregistrarea nașterii se face la structura de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei în a cărei rază s-a produs evenimentul. Au obligația de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de față la naștere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre nașterea copilului. Iată ce documente sunt necesare pentru obținerea certificatului de naștere. Certificatul medical constatator al nașterii, actul de identitate al mamei sau al declarantului dacă nașterea nu este declarată de mamă, certificatul de căsătorie al părinților copilului în original și în fotocopie dacă sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie E diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul. Declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă, care înregistrează nașterea, sau la notarul public, din care se rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei, în cazul tatălui minor, acesta este asistat de reprezentantul Legal. În ce termen se poate declara și înregistra nașterea copilului? În 30 de zile de la data nașterii pentru copilul născut viu și aflat în viață. În 3 zile de la data nașterii pentru copilul născut mort. 24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu care a decedat în lăuntrul termenului de 30 de zile. 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an găsit sau părăsit de mamă în maternitate sau în unità sanitare.